Pentru că este 15 martie, ziua națională a Ungariei, vreau să-ți arăt cele mai interesante 9 rase de câini din Ungaria. Și da, cel mai cunoscut este chiar elevul meu, Vișla. Dar aici suntem la partea a doua, deci iată celelalte rase de câini. Micuțul Pum este cel mai mic din cei 3 câini de stână ungurești. De altfel, este singurul a cărui urechi stau ridicate. În pofida dimensiunii sale, este foarte agil, de altfel la agility performează excelent. Cu influență de la câinii nemțești tip Spitz, acesta este Moody. De altfel, o vorbă din folclorul maghiar spune că dacă vei combina într-o zi ploioasă un pumi cu un puli, vei obține un Moody. Ogarul maghiar spus și Magyar Agar, sper că am pronunțat bine. Este o rasă foarte veche, se crede că a apărut chiar din secolul IX în zonele unde Ungaria de astăzi este. Și iată și ultimul, dar poate cel mai important pentru noi în mod special, câine din Ungaria, recunoscut ca fiind din Ungaria, copoiul ardelenesc. De fapt, noi spunem copoi ardelenesc, el fiind înregistrat ca fiind copoi transilvanean. Evident, regretul este că acest câine ar fi trebuit să fie înregistrat de România. Totuși, din 1968 i s-a atribuit țara de origine Ungaria. Ce părere de acești câini? Scrie în comentarii.